În primele două ediții ale emisiunii IT Explorer am stat de vorbă cu Andrei, unul dintre fondatorii Professional Gamers League. Astăzi vom afla mai multe despre ce înseamnă gamingul profesionist în România. În această lume, jucătorii se organizează în clanuri. Clanul The Elder Gods, sau pe scurt TEG, este unul dintre cele mai vechi clanuri de Counter-Strike din țară. De-a lungul anilor, TEG a înregistrat succes după succes, iar membrii clanului s-au gândit să-și diversifice obiectul de activitate și au recrutat gameri și pentru alte jocuri. Perry este cel mai vechi gamer din TEG și îl vom lăsa pe el să ne prezinte componența echipei. Mă numesc Predus Mircea Valentin, sunt clan leader și mă ocup de strategii în echipă. Joc cu Nicol Perry. Gheros, Nicol Gheros, numele este Ghezea Cristian Ionuț și se ocupă cu strângerea banilor când e nevoie. Nic Creature, nume Javid Taofic, el se ocupă cu punerea meciurilor, relații cu echipe din străinătate. Nickname Flop, nume Hansa Alexandru, el este doar jucător. Lazar Boia Adrian, nickname Dargos, el este de asemenea doar jucător. Și rezerva și cel mai în vârstă, Vladu Costin. El este de asemenea doar jucător. Prin vara anului 2001 ne-am gândit să luăm și alte echipe la celelalte jocuri competiționale. Prima oară am luat la StarCraft, atunci era în vogă. Am luat doi jucători, dintre care unul s-a calificat la preliminarele din Corea. Apoi am recrutat un austriac cu cetățenie română la FIFA, care s-a calificat și în 2002 și în 2003 la jocurile finale din Corea. De curând am recrutat și o echipă de Halo, care este un joc gen PlayStation. Și avem și o echipă de Unreal Tournament, care constă în doi jucători destul de experimentați, dar acest joc nu este foarte mediatizat, nu are prea mare succes. Membrii vechi de la StarCraft au trecut pe Warcraft și au reușit la preliminarele din 2003 de la Rome Expo să se califice toți trei în Corea. Acum am recrutat și un membru din Turcia, care și el a fost de asemenea în Corea și în total suntem 6 la Warcraft. The Elder Gods este cel mai puternic clan din România, având la activ multe concursuri câștigate. Cele mai importante competiții pe care le-au câștigat sunt finalele naționale de Counter-Strike din 2002 și 2003, evenimente organizate la complexul Romexpo București. Primul mare concurs la care am participat a fost în Brașov, la cel mai mare internet cafe de acolo, avea peste 70 de calculatoare. Premiul a fost, dacă mi-am inteles bine, 25 de milioane. Apoi a urmat la Romexpo în 2002. A fost cel mai mare concurs de până atunci. Au fost preliminarele pentru World Cyber Games în 2002. Și am reușit să ieșim de asemenea pe locul 1 după o revenire spectaculoasă. Și următorul concurs câștigat a fost peste un an la Romexpo, la VCG 2003. Aceste concursuri le-au dat dreptul să participe la World Cyber Games, cel mai important eveniment de gaming din lume. Trebuie să mergem la tragerea la sorți a grupelor, care a fost făcută pe loc, unde noi am căzut cu 4 echipe din Asia, care erau total necunoscute. Echipa de Counter-Strike s-a calificat cu mari greutăți din grupe, după o zi foarte obositoare, am jucat aproximativ 13 ore, 5 meciuri în acea zi. Ne-am calificat cu puțin noroc. Am reușit să intrăm în faza single elimination, unde se jucau două hărți din trei. Am întâlnit pe echipa Slovaciei, Necro Razors, pe care am învins destul de ușor. Apoi am întâlnit selecționata Chinei, Devils for You. Am învins într-un meci de 3 ore, care a fost extenuant psihic, unde au fost peste 9000 de spectatori. Și apoi, imediat, am jucat cu selecționata Suediei, Shot Commando, care a fost și câștigătoarea turneului de altfel. Și a doua zi, într-o gală foarte frumoasă, primul meci din acea gală, am jucat cu Team 9 din Danemarca, unde erau prezente 4 televiziuni din Corea și a fost extraordinar, un meci care nu-l vom uita niciodată. Shot Commando, care a și câștigat, este o echipă extraordinară, formată din 6 jucători, un norvegian și 5 suedezi. Suedezii stau toți în același oraș, au foarte, foarte mulți sponsori. Cel mai mic salariu al lor este 2500 de euro pe lună. Sunt jucători sub contract,
se poate spune că ei sunt definiția cea mai bună a unui pro-gamer. Sportul electronic în România nu este susținut de sponsori, așa cum se întâmplă în Occident. Deși echipa Tech de Counter-Strike s-a clasat pe locul 4 în lume, lipsa fondurilor îi împiedică să participe și la alte evenimente internaționale. Noi ne confruntăm cu o serie de probleme. Suntem invitați la majoritatea competițiilor internaționale, dar nu îi putem onora cu prezența din cauza problemelor financiare și lipsei de sponsori în acest domeniu. În iarna anului 2003 am câștigat un concurs în România și cu banii obținuți acolo am reușit să mai strângem și noi și am fost la un concurs în Grecia, care a fost preliminarii pentru CyberX Games din Las Vegas. Am ieșit acolo pe locul 3 și nu am reușit să plecăm în Las Vegas din cauza lipsei banilor. În emisiunea viitoare vă vom prezenta un interviu cu Evis Cerator, cel care a obținut locul 3 la World Cyber Games la jocul Warcraft 3.